Genul programului, pamflet. Se confirmă și se reconfirmă. Nu că am fi crezut că pietonalul va fi utilizat vreodată, așa cum îi spune numele, de către pietoni exclusiv, dar avem acum dovada disprețului față de bunul public de care dispun, după bunul plac, factorii decizionali. Dacă factorii au nevoie de mașină parcată sub nas, atunci adaptăm realitatea la nevoile factorilor. La începutul acestui deceniu au debutat lucrările pentru reamenajarea centrului Sucevei. Esplanada a fost prima reabilitată, urmând ca zona pietonală să fie extinsă spre beneficiul cetățeanului și în încercarea autorităților de a face un centru urbanistic asemănător orașelor în care oamenii sunt mai prețuiți decât vehiculele și în care toți suntem egali. S-a hotărât atunci extinderea zonei dedicate promenade, iar centrul chiar a devenit punct de atracție pentru suceveni. Ne amintim cu toții serile de vară în care esplanada și parcurile adiacente devin neîncăpătoare, dovadă că oamenii chiar se bucură de acest spațiu. Dar una este pe hârtie și alta se întâmplă, că nici bine nu s-a așezat granitul în fața Palatului Administrativ, că strada a și fost redată circulației rutiere. Scriam atunci că pietonalul e orice altceva decât pietonal, atâta vreme cât mașinile au acces. Firava speranță că lucrurile se vor îndrepta într-o bună zi a fost pulberată odată cu trasarea locurilor de parcare pe strada Ștefan cel Mare, exact în fața Palatului și a Bisericii Catolice. Arhitecții spun că granitul, materialul din care sunt făcute plăcile din pavaj, nu se pretează zonelor exterioare cu trafic intens. A se vedea halul în care au ajuns acestea în fața casei de cultură, unde, apropo, nu circulă autoturismele. Lesne de imaginat cum va arăta zona anul viitor, în condițiile în care, la Prefectură și Consiliul Județean, e frecuș mare. Adică trafic. Dacă ar fi bunăvoință, s-ar găsi și soluții. Clădirea Palatului Administrativ are intrări pe toate laturile, iar Strada Vasile Bumbac oferă cale de acces autovehiculelor. Doi pași în plimbare n-a omorât pe nimeni, așa că nu e musai să coboare nici angajatul, nici președintele fix în fața ușii principale. Iar pentru cine știe ce vizită protocolară a unui rege, președinte de stat sau chiar ambasador, se poate face o excepție pe care o înțelegem cu toții. Lucrurile sunt simple. Dacă s-a construit o zonă pietonală, lăsați-o să fie pietonală. Altfel, nimic nu rămâne netaxat. Un punct de vedere. Alina Mihaescu sunt cele bune